Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod aici din Cărăcul Liverpool. Suntem aici la Naționala Franței și avem un meci versus Portugalia care se ține foarte bine de noi. 7 puncte au și ei, dar și noi. Deci acest meci trebuie neapărat să jucăm. Este un meci frumos și interesant totodată. Dar înainte de toate, nu uitați, dați click pe butonul de like, vă mulțumesc foarte mult, dați click chiar acum, haideți, dați gol, adică dați like. Aha, v-ați prins aluzia. Bun, deci, hai să zicem la treabă, meci aici versus Portugalia. Bun, meci aici versus Portugalia, un meci foarte important, unde avem nevoie de o victorie și să acumulăm cele 3 puncte în fața Portugaliei, care se ține bine de noi acolo, 7 puncte au și ei. Totodată Ronaldo până și la națională joacă al naibii de bine, e acolo la golgheteri cu parcă 4 goluri înscrise, hai că să ne uităm după meci. Aici o foarte bine a jucat acolo și lui Patricio. Ia să vedem. Așa ceva. A, prea încet am dat-o. Upsie daisy. Ia, hai. Totuși, ce mi-am pus eu un plan cu respectiv cu naționala este desigur să câștig măcar o, să câștig desigur și acest european. Odată ce câștig și europeanul, pe lângă că am câștigat Cupa Mondială, ne vom duce la o altă națională pe care încă nu știu. Dar rămâne de văzut, cine știe la ce națională ne vom duce, orice națională interesantă. mi-aș dori tare mult să merem desigur cu Germania, dacă aș putea o prinde, de ce nu și Anglia. Dar na, mă bucur enorm de mult că a venit aici Franța cu oferta și pot să zic că până în momentul actual chiar nu-mi par rău deloc. Ia mă că e Lopez în poartă, nu lui Patricio. No, pardon, corectez greșeala. Deci, cum ziceam, nu-mi pare deloc rău că am luat naționala Franței, e o națională absolut fantastică, băi, tineri jucători care au evoluat enorm, dar, na, știi cum e, odată ce câștigi ambele cupe sau, bă, rog, cel puțin am încercat să câștig cele două cupe, ce mai contează, știi, deja vrei altceva, vrei ceva nou. Dar oricum vorbim de viitor, deja până ajungem noi la europene, poate că mai repede îmi schimb echipa de club decât echipa națională, cine știe. Oh, penalti aici, minutul 52, Semedo greșește acolo în apărare, revedem din nou faza, vine și ambulanța aici după Coman. Aoleo. Bun. Ia să vedem aici, vom executa penaltiul cu nimeni altul decât la Gazet. Ia să vedem aici. Hai să ne pregătim. Oh, gol la Cazet. Foarte bine. Gol aici de către francezul nostru, atacatul nostru. Bravo. Încă mă gândesc că puteam să aduc la Liverpool, dar totuși l-am ales pe Ronaldo atunci. Nu pot zic că am ales greșit, Ronaldo dă o grămadă de goluri. Dar totuși și la Gazet ar fi fost un transfer chiar bun. Cine știe, poate pe viitor. Bun, ia să vedem aici, Semedo pasează foarte bine către Ronaldo, vorbind de Ronaldo, Ronaldo bate la ușă. Hehehe. Bun, Andre Gomez acolo, foarte bine, CDB, pasă bună către Coman, gol! Coman! Super, gol, 2-0 deja. 2-0, frumoasă pasa lui CDB către Coman și Coman aici, ce frumos, bravo Coman, bravo CDB, lucru adevărat de echipă, bravo amândurora, bravo! Oh, Andre Silva aici cu un gol frumos dintr-o pasă mai frumoasă. Își revine Portugalia, oare? Oricum, gol aici, Portugalia. Bă, le ridică moralul, oricum. Andre Silva acolo cu golul. Revedem din nou reluările aici, pasa genială a lui Ronaldo. Fix în fața porții. N-avea cum să o apere acolo, Loris nu dă vina pe el, Doamne feri.
Totuși, scorul este încă 2-1, încă conducem, dar totuși depinde cât de bine se mobilizează Portugalia, încă au și ei șanse să egaleze cel puțin. Iar suntem aici, Andre Silva, pasează foarte bine către Mario Rui, aici înapoi la Silva. Silva, ce schemă făcută acolo, mă. Nilai, mă, pe Silva, mă, ce face, mă, nene, mă. Ăla-i Varan, foarte bine, Dembele pasează aici către Coman sau Como. Hai să vedem, hai să vedem, Coman. Foarte bine aici către Samson. Ah, un pic n-am calculat bine pasa. Ah, nașpa. Ultimele minute aici, îl vedem și pe Cancelo acolo, un transfer absolut genial ce l-am putut face acolo la Dortmund pe RB. Mie mi s-a părut tare bun acel Cancelo, chiar bun. Dar, aia e. Ia suntem aici, ultimele minute, încă ținem de acel gol, de unicul gol care ne desparte de un egal. Ia suntem Varan, foarte bună pasă aici către Coman. Coman, n-am mai reușit să... Ai, mă, nene, mă. No, nu-i bai, ai Umtiti, păzea, bravo Umtiti, bravo. 3 minute suplimentare, ar trebui să expire în curând aceste minute suplimentare. Hai, ține, poate asta e ultima fază. Apa, da, a fost ultima fază, am zis bine, acum dacă mă lăsam câteva minute, așa fain îmi ieșa pasa la gazet spre Coman. Aoleu, ce făceam acolo. Dar nu-i bai, contează că am câștigat cu scorul de 2-1 și desigur am acumulat cele 3 puncte în fața Portugaliei. Din câte se și bine vede, avem 10, Portugalia 7 și respectiv Țara Galilor 6. Se ține bine, mă, Țara Galilor. Aici, de repede, să nu ratăm, desigur, antrenamentele. Având în vedere că Renato Sanchez este acum, a fost chemat, desigur, la națională. A fost scos de aici la antrenamente. Mă rog, îl punem pe ăsta. Îl pune pe ăsta acolo și dacă ar fi să-l vând, știi, măcar scoți un ban în plus pe. Ok, foarte bine evoluează acolo portarul nostru. Sper să evolueze mai mult pe positioning, că positioning e foarte important unui portar. Așa. În rest, aici cred că voi da simulet, chiar dacă Finlanda ne-a bătut la ea acasă, din către țin. Ba nu. Da, cred că ne-am bătut. Oh, super! La Cazeta aici, 2 goluri în fața Finlandei. Foarte bine. Avem aici un meci împotriva celor de la Aston Villa, care cred eu că va fi un meci ușor, dar rămâne de văzut, nu se știe niciodată. Ia să dăm 5-1! Flanagan, Moreno, Mane și respectiv Royce. Uiii, ești nebun, mă, cum joacă ăștia, mă. Bun, hai să-l punem pe Klein înapoi acolo, că desigur, na. Nu, degeaba a revenit Klein, nu? Hehe, foarte bine. Oricum și Flanagan, i-a ținut locul, pozici așa, cu foarte bine a ținut locul acest Flanagan. Mă bucur asta. Ia să dăm aici 1-1, ce trist, 1-1 cu Porto. Da, ce contează, că tot ne-am dus noi mai departe. Amu, dacă te l-am pus pe băiatul ăla să evolueze, hai să evolueze până în capăt acolo cu statisticile alea. Așa, pe attack positioning să mai evolueze puțin tel. Foarte bine și Brown evoluează acolo în overall, aia mă bucură mai mult. Ia, deja a evoluat acest jucător cu 12%. Mă, asta îmi place, asta da, valorează mai mulți bani. Bun. Desigur, aici am meci ușor cu West Bromwich. Ia să dăm 2-1, 2 goluri, Royce. Băi, Royce, mă, degeaba, Royce. Țaca, la tocană. Royce este omul nostru. Bun, ia să dăm aici. Băi, deci, degeaba, băi, vezi, ce bine am jucat cu Royce acolo, desigur, la Dortmund. Am zis, băi, Royce, băi, băiatule, fii atent aici, băi, nu te uita după curve. Băi, Royce, așa. Băi, eu mă duc la Liverpool. Vrei să vii și tu? Și l-a zis, sigur, boss. Și a venit și el și uite-te ce bine joacă. The end. Ia, mă, posibil să evolueze până la 90. Acest Mihalcea are cea statistici fenomenale. Chiar și acest Olaru, doar că, na, e un picuț cam
da, încă e tânăr, încă e tânăr și nu-l putem aduce la echipă, dar e bine, e foarte bine, am 72-86 și ăla o să fie interesant. Ăsta e un picuț prea slab, Sean Phillips și ăsta, nu-i rău, dar nu. Dominic Shaw, 73-93, 61 overall și deja valorează 425.000 de euro. E clar, uitați-vă ce statistici are deja, deja are statistici, nu vezi roșu, la 15 ani, Dominic Shaw, cred că o să fie omul nostru, ăla o să fie omul nostru și totodată și Mihalcea, chiar că am să-i ofer aici un contract, chiar acum, lui Mihalcea, așa, aoleu, am uitat de contracte, ia mă, vezi că am... Bine că mi-am amintit, na, ce să zic, bine că mi-am amintit de contracte, Doamne feri. Ok, hai că rezolv chiar acum contractele să nu uit iar. Ok, am făcut și contractele, așa să nu uităm. Bun, avem aici match vs. Newcastle în NFL Cup, quarterfinals. Bă, cred că o să fie interesant match-ul ăsta. Ia și să vedem cum ne vom descurca vs. Newcastle. Da, trebuie să facem aici auto replace, așa, bun, da, ce vreau să zic este că, na, totuși Newcastle a venit din Liga a doua, deci trebuie, da, într-adevăr, asta vreau să zic, trebuie să câștigăm versus ei, că doar ei au fost relegați în Liga a doua, deci ce naiba, mă rog, cred că au revenit în prima ligă, dar ce contează? Bun, azi de meci contractele, toți au acceptat, nu? Moreno, Jones, Ojo, Kavlar, Mihalcea, Randall, bun, 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 mă bucur asta. Mai am acolo cea buget de, opa, cred că am dat pe Browse Jobs, ups. Așa, deci mai avem aici buget de, aoleo, cam mulți bani am aruncat eu pe renoirea contractelor, dar n-am ce-i face decât să-mi plece pe gratis, mai degrabă le dau un contract, știi, rămân la echipă și după aceea eu îi vând, că așa dacă nu le dau contractul, ei s-ar putea să negocieze cu o echipă. Și, na, să plece pe de gratis, apoi ce am rezolvat, știi ce vreau să zic? Mă, că ia, că unii cer chiar foarte, foarte mult și asta nu-mi place, dar, aie, na, ce să-i faci, ce să-i faci? Ia, pe ăsta parcă nici n-aș vrea să-i măresc, da? Na, bă, valorează-mi, bă, nu-ți valorează. Totuși o să trească să vând și sper să vând, amu, în perioada de iarnă ce urmează, că până amu am tot cumpărat, dar n-am vândut, dacă ați observat. Chiar dacă am pus pe lista de transfer o grămadă de jucători, n-au venit oferte, pur și simplu n-au venit oferte, na, să vând jucători, că aș fi vândut câțiva, dar pur și simplu n-au venit ofertele. Și asta a fost nasul. Oh, s-a accidentat acolo în apărare, ia că-l văd pe Clavlan acolo pe teren. Două goluri Ronaldo, foarte bine, să mai dea și el niște goluri. Așa, hai să ne vedem, de ce s-a accidentat Matip? Oh, sper să nu fie o accidentare dură. Hai să punem atunci pe Flanagan acolo și îl voi pune pe Brown totodată așa. De ce nu? Hai să-i dăm niște șanse și la Brown acolo, măcar din postura de rezervă. Foarte bine, totodată să mai vrem și pe acest tânăr de acolo, acest Ndiaye, să valoreze și el mai mulți bani. Totodată am că l-am pe Mihalcea, ar trebui să-l pun și pe el acolo la antrenamente, desigur. Winston, Kent, ăla, ok, Phillips, cred că, dorește un squad rol mai mare. Bine, Filius, zici ce, de asta chiar mă pot, chiar nu pas, nu cred că valorează mulți bani oricum. Bun, deci aici o să fie meciul cu Monaco, asta fiind desigur ultimul meci aici din Champions League, din grupe. Fii atent transferul celor de la Dortmund care l-au luat pe Icardi de la Inter, văd că dă roade, ia mă, Icardi, 5 goluri împreună cu El Shaarawy, wow, na, asta da. Asta da, mă, ia mă, ce chestie, bravo mă, ia mă, nu m-aș fi gândit la Icardi, chiar nu m-aș fi gândit la Icardi. Na, ne bate Monaco, hai mă, ne bate Monaco fix în ultimul meci aici din grupe, na, ce trist. Aici avem match versus Newcastle, iar îți dăm simulate, știu, și în episodul trecut am simulat ca multe meciuri, ia și am, ne batem Newcastle prin Memba, serios, frate. Știu că simulez cam mult, dar practic aia e și chestia, știi,
că trebuie, adică dacă te uiți, de exemplu, și la alți YouTuber, nu neapărat din România, ci din străinătate, vei vedea, de exemplu, când a făcut Matt HD Gamer, nu aș fi vrut să dau nume, dar mă rog, când a făcut el un career mod, în mare parte a mers din transfer list în transfer list și a arătat evoluările și nu știu ce și hai, 2-3 meciuri sau așa importante și meciurile de Champions League. Chiar și la, mă rog, la, hai să zic că A9 Skills totuși mai joacă meciuri, dar și el câteodată le grăbește. Deci, da, oricum dacă ne uităm la top goalgetter, vom vedea că atacul meu dă roade. Vedem acolo pe Mane, Ronaldo și Royce. Totodată Griezmann acolo cu 6 goluri, putem să-l punem în locul Moses, care este acolo pe numărul 4 cu 6 goluri, poți să-l urci pe Griezmann acolo. Deci toți cei 4 jucători care am luat eu în atac respectiv și cam își fac datoria și dau o tonă de goluri pentru echipă, ceea ce mă bucur enorm de mult să văd asta. Totuși cred că e... Da, mă, ia uite-te aici. Bravo, și Markovic, mă. Bă, Markovic ăsta, mă, tot vrea el să... Tot zice el că, că șeful, că vreau să mă transfer, că nu știu ce, că nu știu cum, dar... Bă, eu cred că e șmecher acest Markovic. Hai să-l pun acolo în locul lui Thiago pe mijloc. Așa măcar la un meci, știi, să mai joace și el acolo câteva meciuri, să nu mai aibă gânduri de asta de a ne părăsi. Doar asta. Bă, îl punem acolo. Bun. Ia, deja Elie cât de cât 5 nu positioning, hai că ușor își face și acolo. Așa, match versus Leicester City. Leicester în momentul actual, unde se află Leicester? Pe locul numărul 8. Deci hai să jucăm match-ul versus Leicester, că îmi place echipa asta Leicester City. Hai să jucăm match-ul versus Leicester, kitul negru, e în albastru. Bun, hai să-i dăm bătaie. Bun, suntem aici în deplasare, match versus Leicester City. Azi vi-o match, zic eu, interesant, dar totodată ușor. Ne luptăm aici versus o echipă care, na, și-a vândut jucători, l-a vândut pe Kante, l-a vândut pe acest Mahrez și, bă, cine dracu, ia, Pamartei, mă, că l-au păstrat Pamartei și cred că și pe Drinkwater l-au păstrat. Dar în rest nu am văzut așa să fac alte transferuri mai de marcă și totuși Vardy, să nu uităm că Vardy totuși după un sezon, mai ales două, nu se prea mai merită, că îmbătrânește destul de tare și se vede că de aceea au și început meciul acesta cu acel Slimani care, na, ce să-i faci, e bunicel, mă, are beast rating. Oh, wow, wow, îmi închide gura aici Leicester City. Oi, de capul meu, de unde a apărut acest gol? Konate, băi, ce bară gol, făileleu, ce bară gol aici. Na, bine că am zis că joc acest match versus Leicester. Hololo, ce gol frumos mi-o dat, mă, gol de nota 10. Dar hai, să dăm și noi niște goluri de nota 10 atunci. Văd, bă, vreau să vă iau ușor, dar așa, dacă voi mă atacați, cât timp eu zbea gigel cu voi și a zis că hai să vorbesc cu prietenașii mei aici, așa, și să mă distrez ușor pe fundal cu meciul cu Leicester, dar, băi, dacă voi vreți război, vă dau eu război. Egalăm aici prin Mane. Cu un gol pot să zic eu exact cum mi l-au dat și ei, așa, un bară gol. Bă, dacă ei ne-au dat gol prima oară, bară gol, dăm și noi un bară gol, nu? Într-adevăr, aici Mane finalizează foarte bine din pasa lui Royce. 10 goluri per total pentru Mane. Un mijlocaș slash atacant absolut fenomenal acolo. Joacă perfect pe poziția de cam. Bine că l-am pus pe poziția aia. Băi, degeaba știu eu ce știu cu Mane. Pe el chiar n-am vrut să-l vând, că l-am și la Ultimate Team și îi crimă. Opa, hai să dăm aici pe Ronaldo. Ce bine o stat acolo, dar totuși cred că o făcut un pic de hands. Dar într-adevăr, ia să dăm aici cu Royce, vom executa această lovitură liberă. Nu e un pic prea tare. Un pic, dobare. Iar am dat un zid, băgam iaș. Na, mă rog, trebuie să mă obișnuiesc cum le dă Royce, trebuie să mă obișnuiesc puțin tel cum le execută Royce și după aceea vom da noi goluri din lovitură liberă. Numai că oricum și cam rare ocaziile așa cu lovituri liberă, dacă ați observat, mai greu cu faulturile în ultima perioadă aici în FIFA 17. Opa, ce se întâmplă aici? Ruiz, ia ce bine pasat acolo. Hai băieți, recuperați mingea. Vreau să-i rupem. Eu am vrut să mă comport ca un băiat de treabă cu ei și să nu facem treabă. Bă, să
să dau un gol, să zic, ia, bine, am câștigat versus ei, hai, bine, lăsăm, pac, pac, ne-am distrat. Dar nu, ei vor război, le dăm război. Hai de pui mei, băi, ești nebun! Iară gol Leicester City prin Mendy. Aici ne dă gol, băi, ce-i cu Leno, fraților? Ce-i cu Leno? O, ce fain o dat-o, aoleo. Băi, Mendy, mă, fiate, minutul 36. Bă, ce meci fain de vine ăsta cu Leicester City. Dumnezeule, zici că îmi place mai mult meciul ăsta decât când m-am jucat cu United și cu City. Aoleo, ce tare meciul ăsta. E epic meciul acesta. Azi de meci pe Ronaldo. Ronaldo. Aoleo, am dat-o hăpt în Pogba. Mă rog, fake Pogba. Ia, hai. Mane, bun. Aoleo, ce prostie. Hai băieții, hai că avem timp, hai, minutul 40, hai să egalăm aici înainte de pauză. Totuși, mă, Leicester, mă, cum joacă, mă, incredibil. Ăla-i bun, egalăm aici cu Griezmann. Totuși, cu greu, trebuie să recunosc, minutul 80. De-abia acum, în minutul 80, ce egalăm și noi aici, ce bine odată Renato Sanchez către Griezmann. Și Griezmann cu capul foarte bine finalizează acolo. Totuși, mă, meciul ăsta cu Leicester City a fost mult mai epic, mult mai intens decât meciurile jucate cu City și cu United. Deci, ca de obicei, bă, tot timpul cu echipele de genul ăsta ce se întâmplă cele mai faine meciuri, serios, din nou. Damn. Bun, hai să dăm aici, Boateng foarte bine recuperează mingea, hai să dăm dacă reușim să mai dăm un gol. Hai, ar fi epic să dăm un gol, încă un gol, dar totuși trebuie să recunosc că ar merita Leicester City egalul, dar... Hai să vedem dacă reușesc să dăm un gol. Hai. Bun. Hai. Royce. Gol. Lazio. Royce. Ce gol de zile. Bă, Dumnezeule. Royce aici de nicăieri mă aude și a spus: bine, șefu, te-am auzit. Stai liniștit că te apăr eu. Și ce gol, mă, ia fii atent, transversală gol. Aoleo. L-am executat pe portara transversală. Bum! Gol. Dai de capul meu, ce gol aici de către Royce. Foarte bine, bravo Royce, 3-2, băi, este cel mai perfect match jucat până acum în acest sezon. Deci până în acest sezon de Barclays Premier League, ăsta e match-ul meu preferat până în momentul actual. Ai de capul meu cât de fain a fost match-ul ăsta. Ia stai un pic că nu-i gata match-ul, grijă, bravo Brown, omul nostru, mă, ăla ce l-am adus eu, ce am crezut că e John Terry, dar cam greu evoluează, nu știu dacă e chiar John Terry. Da, cine știe, poate că e el. Ia aici, Renato Sanchez bine recuperează și gata! Se termină meciul, victorie Liverpool după un meci absolut criminal aici cu cei de la Leicester City. Ar fi meritat egalul, dar totuși noi avem nevoie de puncte. Și da, trebuie să aplaudăm. Foarte bine a jucat Leicester City. Foarte, foarte bine. Aici facem desigur și ultimele antrenamente. Țaca, țaca, paca, paca. Așa, foarte bine evoluează acolo și Gomez, că o să trească să-l scot pe Gomez. Mă bucur că ai evoluat amul fix amul pe final. Așa. Și desigur aici o să urmeze meciul cu Manchester City. După meciul cu Manchester City va urma perioada de transferuri, unde desigur va fi mult mai hardcore, având în vedere desigur că va trebui să vindem niște jucători înainte de a cumpăra, că na, vedeți cum este, avem nevoie de bănuți și desigur numai așa putem face rost de bănuți în momentul actual, numai dacă vindem jucători, că nu mai putem cere de la conducere, știți cum este jocul ăsta, baga mea și pixul și aia e bun. Oricum, așa am făcut aici și cu juniorii, foarte bine. Deci, ne auzim pe data viitoare, nu uitați de like, subscribe și toate cele și share pe Facebook. Numai bine, bye bye!